voie să mă prezint. Mă numesc Mihaela Todor și vin astăzi la dumneavoastră cu o surpriză frumoasă, deoarece cunosc că sunteți o măceată și faceți frumoasa vârstă de 30 de ani, da? 30 mulțit la 2. Cineva, cine vă iubește și are un respect față de dumneavoastră, au dorit să vă surprindă într-un mod mai deosebit. Cum credeți, din partea cui am venit eu la dumneavoastră? Cine vă iubește? Copii. Așa? Cunosc, sunteți o mamă bogată, o mamă fericită și împlinită. Deci eu pentru dumneavoastră am scris o poezie personalizată. Când o să dau citire, o să înțelegeți din partea cui vine această surpriză. Mai întâi de toate, pentru dumneavoastră am această floare. Și o sticlă de spumant. Acum, o să dau citire poeziei personalizate și atras din partea cui a venit eu la dumneavoastră. Sunteți pregătite să o ascultați? Astăzi, dorul ne este foarte mare, fiindcă suntem peste hotare. Iar tu, măicuță, sărbătorești cea de-a 60-a aniversare. Știu că dorim ca să-ți fim mereu aproape, dar depărtarea ne desparte, din păcate. Din suflet, mamă, noi îți mulțumim, pentru toate în fața dumitale ne închinăm. De sănătatea ta mereu noi ne rugăm, sănătoasă mereu să te găsim, că fericiți și împliniți și noi să fim. Îți mulțumim pentru ale tale griji, pentru că mereu de noi aproape ești, pentru că tot binele din lume nouă ne dorești. La mulți ani, micuța noastră, știu că ne aștepți acasă, să venim, să stăm cu tine, să ne vezi că suntem bine. Iar această surpriză vine cu mare drag din partea fiicei Vera, ginerele Ciprian, feciorul Pavel, nora Tatiana și scumpii nepoței. Iar dacă aveți un mesaj de mulțumire, vă rog mult. Să trăiți, mamă, vă iubesc și mamă, toți. Așa, cu mare drag. Eu pentru dumneavoastră am pregătit și o piesă. Mama, am eu mama, mă când zâmbești.
mulți ani, vă doresc o zi cât mai specială, cât mai veselă. Văd că sunteți emoționată, să poate sunteți așa de fire. Deci, numai decât să sărbătoriți și revedere cu cei dragi, da?